Drăgălașule Antonio, să-i dăm voie, surioare Lucinea,
cea mai bună. Măi, voi, cred să ne hrănim un picual, să mâncăm ceva în mintea, în imaginația noastră, pe tabletă ceva, v-a văzut o mințile razna de foame, oameni buni, voi sunteți bine? Sigur sunteți bine? Da. Exact ce v-am spus eu. Foamea face de-a bagi prin splătul. Adică, înțeleg că este zăpadă afară, da. Dar cred că vi s-a mai urcat dacă pușoază la ceea frumos. Măi, Indelisimo, eu am impresia că voi ați luat o rasnisimo pe care l-a pierdut a vieții. Hai la cipsuri și bezelisime, ca să n-am fost să vină bagajele și... Între timp, până și la pitisimo, dar și la macaronisimo mai târziu. Exactisimo, așa am gândisima și eu, cu toți băieții mai întâi. Unde te țezi tu, ducimisimo? Aici, în țara noastră, fete sunt respectate, iubite, ajutate. Voi mai întâi. Antonisimo, o să vezi tu că nu o să-ți mai rămâne nici măcar un pufuleț de mură. Haideți, puișor, la masă! Venim! Sper să fie ajuns rudele din Spania, că mi-este foarte dor de el. Am ajuns, dragă! Ole, 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 ole! Hai, dragilor, fetelor, uitați aglomerații de sărbători la noi acasă! Of, uite, uite, dragă, și un brăduleț! Cred că surorile din Italia pleacă la gara după bagaje. Desigur, vrem să le recuperăm. Esmeraldosita mea, ce bine că ne avem bagajele și derulețele cu noi. Hai să punem sub copacel cutii cu surprize. Aoleu, ce surprize tu, ole, ole, ole. Lasă pe Esmeralda să ne spună ea că foarte frumoase cutii a putut să aducă. Vai, copii, dar voi nu știți, ole, ole, ole. Tocmai de la Madrid, din inima prea frumoasă în Spania. Eu așa am cumpărat într-o vinere neagră două legendare! Mai oameni buni, nici chiar așa, de unde atâtea mini kilograme de damă? Niște micuțe de rulețe! Uite, chiar și o mușită de rulețe și soarte! Chiar așa visam și eu, da. Să cazi la vârfa de la ora 6, când va trece buni stilată, aranjată, în cele mai elegante costume îmbrăcată. Nu-i așa? La ce v-ați gândit? Am cumpărat câte ceva și pentru surorile din Italia, Franța, Anglia și Grecia. Esmeraldina noastră, tu nu ești sănătoasă. Păi 30 de pachete ai făcut? Toată averea noastră i-a dus-o aici? Nici chiar așa, dragă, potolește-te! O parte bună cred că da, nu-ți face înse probleme, rănișor. Că toate 30 au ocupat abia o cutie. Așa că hai să ne bucurăm puțin că am ajuns la clasă. Eu, băi, am avut dreptate. Ce m-a spus eu că am fost bună să fii și voi darnice? Măcar te să văd un vai, purișor, vino să te olei îmbrățișez. Vai, ce suflet frumos ai! Cum de ți-a trecut prin căpușorul ăla tău așa frumos? Așa ceva frumos. Păi, ne-am sfătuit ce să... Eram sigură că era căpușorul sigură. Ea a luat lănțișoare și iconițe, iar eu, brățări și pixuri. Așa, ca să nu zică verișoare și verișoarele, că suntem de la țară, că doar suntem de la Madrid. Ole, ole, ole. Să știi că și eu mi-am adus aminte că la noi sunt foarte iubite șarfele și am cumpărat bunicii șarfa asta de vis și am dat și un inel de argint, că doar știi că își dorea foarte mult. Vai, ole, ole, ce echipă tare suntem! Mai ceva care are Real Madrid! Hai, fetele, să cântăm bunicii mulți ani să ne trăiască! Chiar așa, ole, Esmeralda! Însă, când ne vom regăsi cu toții, acum mai bine lăsăm darurile și mergem la o înghețată. Cine începe? Mie, spune, ce vrei? Eu vreau înghețată de ciocolată și ananas plus o prăjită negresă. Să se potrivește cu dințișorii mei speciali. Eu vreau o prăjitură cu frișcă naturală și o înghețată de fructe de pădure. Ah, nereușit. Dar, dragă, cred că mai am foame ce-ai până și-o de la cofetărie. Hai,
plecăm. Dar stați, cine face plata? Bineînțeles, eu. Dar mai vorbim să mergem. Hai să vă dau. Iar acum le vă chema pe rudele din Franța să vedem ce au mai făcut, cum se mai simt și dacă le este dor de bunii. Andrei, cumulțime fii, foame tritanica. Trei băieți și o fetiță și probabil sunt cei mai tari în parcare. Mami, mi-e foame, ai te rog niște bomboane? Tomasito, da, dai te rog niște bomboane și s-o să se culce. Dar mie mi-e foame, nu știu ce. Tomasito! Da, tu, eu cu cine vorbesc? Hai, ia-o, du-o, dă-i mâncare și hai parcă pe un scaun ceva. Băi, vreau valisior, nu-ți rușine de mama, prințesa de la Meise, ea care ne-a născut la porțile Parisului și ne-a nobilizat și pe noi. Silențion că aveți dreptate. Foame face la face oriunde. Haideți mai bine să punem darul. Ia uite ce late chite ne-am luat-o deja înainte. Hai, gasului mie. Da, asta mă masio, multulision, câte o mine nu și brățărica unui feie, bien sûr, să fie și ea să ajungă zonca al nostru, să fie o adevărat regină de pe Mississippi. Poate regina și-o desena mama cu Mississippi în altă zonă. Mama, uite un mulțișor cu regele sale din partea mea și o brățărică cu toată dragostea mă n-am. Păi da, desigur, am și-o câteva trimitele. Pardon, aurifere de Melision. Of, vai, ce bărbați adevărat suntem voi. Voi credeți că scăpați doar cu astea atât de ușor? Vreau mai multe aurifere și după poate mai vorbim. Vă avea rezon, mama. Hai lor că doriți să ne bagă știu ceva. Băi, voi vrei să-i se facă rău, mama? Hai, umpleți caseta! Hai, scoate-i puișorul. Caseta este aproape mine. Nu cred că vrei să se trezească Anita să țipe de sete și foame. Vai, mă viu, salvatorul meu, bravo, prea mare finisei să fie o pungă mare, vă rog. Așa iar după aceea un măresc cadou pentru mama lui Sion, din Sion, Ecaterina. Mama, da. Sion și tu doriți să-ți ducească pe încercere de tirată. De ce vă cetați, vă rog frumos, voi chiar vreți să ne facem de rușine în fața vecinilor, să creadă că voi nu ați venit de fapt din Paris și din Franța. Mama, Anita, înțipă că este sete și foame. Unde este bucătăria? Mi-e foame. Vai, hai să mergem mai repede să mâncați pământul. Hai la masă, că deja m-am supărat. Mama, mulțumesc. Iar acum este rândul nostru, al Andrei. Cele mai bogate, frumoase, cu cele mai multe afaceri și iubite rude. Haideți, fetelor, să o vedem pe bunii. Hello. Bunii, ne-am întors acasă, mai bine, Caterina. Suntem noi prințesele tale. Vai, dar ce frumoase și bogate suntem, fetelor. Nu așa că i-am adus la bunii multe gânduri bune și reușite, dar... Măi, Meri, de unde ai auzit că suntem bogate? Poate n-a adunat triviste, dar la viața noastră viață. Aplauze pentru Pică, bărbășa e băieșare, am de ceva profeții. Ce ca de umbră în uimire, hai tu, fănica mea, că la mine de lile, stelile ce ne trec prin mânuțe, se poate duce că să trec și bogățenii. Bineînțeles că tu, dragă, dar uite ce copac absurd, încărcat cu amintire de când eram copii. Hello. Mă aude cineva? Ce tot vă vorbați, dragă, la bietul brăduț? Copăcel. Și nu-i mai zice tu, copăcel, că vin săpătorile, nu primăvara. Hai, puneți pachetele lângă copăcel. Pardon, brădicel. Copăcel. Mă scuzați, vreau să zic brăduț și copăcel. Să mergem. Brăduț! Și sper să mergem să mâncăm și noi ceva, că ne e foame. Chiar dragă conducătoare de amintiri frumoase, hai fă frumos să facem un pozon de familie. Auzi tu ce de alte rude au descoperit oare ceva aurifere? Hello. Ba mai mult stelăreișa mea,
au găsit și averile rudelor. Păi cine mai scot țarele din Franța? Aole, ce spui tu acolo? Oraiuritele din Spania? Ori zăpăcitele din Italia? Poftim! Sau Grecia? Măi, Meli, dar cât ne-am de mare avem. Bine că suntem cât o comună după ne adună bunii acasă. Normal! Băi, dar ce poze de cinema am tras! E frumos, mai le de șoarelor pe aici. Uite cât soare într-o singură zi, cât într-o lună la Londra. Hello, hello, hello! Acum că ne-am întors acasă, hai să punem cadourile sub acest minunat brăduț și sper să mai găsim și noi ceva. Ceva de mâncare după trecerea rudelor noastre așa prin zonă. Mai voi astea! Eu i-am desenat lui Bonia amintire cu noi toate la ultimul meci de fotbal, România-Anglia. Bine, mai că noi ajungeam pozele făcute de mine și revistele lui Mary mai trebuiau și desenele tale. Măi, fetelor, nu vă certați! Hai să punem cutiile și de-abia apoi plecăm. Hai, o suri pentru buni. Băi, tu vrei să ne certăm așa pe nemâncate? Hai, plecarea! Păi atunci, atenție mare, fetelor, niște orifere ne pot fi de folos. Ia spune, dragă, ce a fost cu mesajul acestui rudelor noi fără puișorii noștri? Oare, dragă, senioritas, ai dreptate suntem, dar vă gânditați că... E mai bine să știm și noi ce-i spunem lui bunii, să nu speriem dragă cu măruciciu, cu crime, omor, cu problemele mari. Ești dragă sărbătorile unicii noastre de bune, al celui mai frumos și bine neamul Bulgărescu. Știi tu ce vulgăr a dat neamul nostru lumii? Știu, dragole, nu te da așa deșteaptă. Unul din acei bătării sunt eu, Esmeralda Bulgărescu. Cred că și tu ești bulgărească și tu. Și tu, și tu, exact. Da, toate suntem. Exact, dar hai să ne bucurăm un pic că am ajuns acasă. Oh, hai pe loc repausul duroacelor. Păi la valoarea noastră de prinse de cetate română, vă comportați ca niște alungate de acasă. Ce ai spus? Alungate sunteți poate bun. Scurt de accent, dar eu sunt de la Atena, Grecia, mult. Mă, dar mult îți place să ia. Și afaceri bune avem. Se vede tu, după ambalajele cutiilor voastre de la Cuta Mâncării. Păi dacă noi vă zăsim acest chestion. Măi, nu cine e Esmeralda? Ce e? Esmeralda, sinele noastre. Ce va zice bunii și fision despre această chestion? Habar? Hello, hello, vino la cu fision, măi, frația de-a mision. Că bine le zise zion, bravo, bravo. Așa noi, bogate de Londra, suntem, cum bine vedeți, frumoase și cu cutia adevărată cu darul. Ca Doration de elită, nu imitați ca voi. Iată, dragă, să fiți casetele noastre din mâine, chiar nu sunt mai prejos. Haide, mai bine zi, ce ai pus în ele atâta de te dai mare? Bravo, solei, bravissimă, Lucinea, hai aplauze pentru ea, vă rog. Sau unifere și agentării necesar la gravă măsion să fie și ea de elită, nu-i așa? Că nu degeaba să chinuie cu noi o viață întreagă. Poate cu voi, dragă, hello, cu ai mei și cu mine, mai suțin. Că eu am muncit cât 7 la un loc să fac soarele să strălucească sus pe cer și bunii de mândrie că ne are. Măi, Franța, măi, Italia, cum sunteți voi toate? Farination, poți să umbli tu oriunde vrei, tot cu ochii după aurifere ești pe aici. Îți mai aduce aminte, dragă, când ai plecat cu toată economiile părinților tăi în alte țări? Ce? Auzi tu, hello, fetelor, nu mă face să zic lumea, Melissa, cum ai luat tu toate icoanele vechi, din neapte, neapte, daci, și le-ai dus tu acolo, care este tău iubit? Ia uite acolo, dragile noastre surori. Cu o tratau ea la lucru ca pe Mona Lisa. Nu, nu, nu. Ia Mona Lisa? Da, da, da. Bravo, ole, ole, bine zis, mi verișoare, spardo, mi sore limos. Hai să fie pace, vine Moș Crăciun, Moș Nicolae, vine și bunii. Hai să nu le facem de rusul curcilor. Nu-i așa? Da, ai dreptate. Dar dacă
dacă mă gândesc mai bine, mi-e cam milă de mintele cruci, că ne pomenim cam des. Deci, să jucăm aici! Veniți aici! Și acum, că ne interpretăm foarte bine rolurile, să fie și bune măcar o zi fericită, după atâția ani de tristețe. Pentru o dragă, eu chiar nu am nicio problemă dacă vrei să-i cântăm și ceva, părinte, că eu ar fi dor și eu ar prinde tare bine. Deci să facem cum e mai bine. M-am săturat să fie război, hai să fie odată pace. Vai, marinearca noastră, e super tare, pune-mi atâmpit multe pupii, dar de la distanță. Chiar o să fie așa cum spuneți voi. Nu se va supăra nimeni de cei 25 de invitați. Măi, ce tari sunteți, să mergem. Eu rămân aici. Au, vai, dragă, dacă tu rămâi aici, am voi rămâne și eu. Așa că să trăiască Italia noastră, fericire! Haideți, veniți, dragă! Și Spania noastră, mare bucurie! Va Franța noastră să se răcească! Dar, hello, hello, Anglia noastră, de ce nu este luminoasă? Mai, dacă ne gândim mai bine și Grecia are frumusețea ei, să ne trăiască. În fine, mama noastră țară să ne trăiască mai presus de orice. Când a dat viață și mai ales bunica Bucureștiului Caterina, cea care ne-a crescut pe toți, parcă a crescut o planetă întreagă. Foarte bine, Esmeralda! Că bine mi-am zici! Haide, dragă, să ne îmbrățișeam cu toate noi, Doamne! Dar ce dragă! V-aș fi apucat îmbrățișatul? Care problema ta? Ce ați mai făcut în afară de așteptat să veniți aici să-mi luați mie averea, bunicii? Ție? Avem destul la avere, ca nici mai n-am ție deja. Care avere tu? Grădinițele și copacii? Mă faci să râd. Aia vă las eu de la mine, că la castelul în care stăm noi, voi chiar aveți nevoie. Ba, noi în Grecia ne-a fost dor de libezile copilăriei și mai ales de bunii, dar să noi ne luăm, că să ne bucurăm împreună cu ea, nu-i așa? Da, vezi, dragă, că ai făcut deja și inventarul și cățeala. Ce un pic, o tonă întreagă de rușine! Hai mă, tu vorbești! Da! Hello, băi curaniferilor! Despre ce vorbim noi aici? Voi care ați speriat Europa cu marea voastră înțelepciune! Cine, noi? Da, voi, care ați uimit o lume întreagă cu frumusețea voastră! Vă lăsați așa ușor copleșite de o biancă lungă înflorită de la coada vacilor străbune. Permiteți-mi să intervin, sunt Ian, sunt din clasa nobiliară și sunt fericit cu rădăcinile mele grece și românești. Vreți să ne mai spuneți ceva, copii? Astfel, care se poate? Cutia cu stelul. Haideți, mai repede, haideți la steluțe. Hai să mergem, hai. Cine o aduce? Că e moate. Oh, aduce-mi acolo. Hai, puneți treaba. Ne puteți acolo și fiecare să-și astea lucrurile mai repede să simt. Hai, Antonio, trage un bilete, un bilete din cutia bunicii. Mai știu. Hai, tu de ea, vezi ce scrie pe el. Acolo, acolo este cutia. A pus-o în Franța. În Franța. Am întâta așa de mare. Vai, ea se-a dăstrănat-o de inima. Și scrie că mă iubește cel mai mult. Vai, ce frumos! Mie îmi scrie că voi deveni o mare artistă! Dar să fiu mai ascultătoare! Mulțumesc, bunii! Te iubesc! Mie ghici gândurile! Îmi scrie că voi ajunge stilistă mondială! Dar să iubesc mai mult! Mai, bunica noastră extraordinară, extraterestră, mă și vede făcând dreptate în lume, aducând pacea pe pământ. Chiar că merită să ne întoarce pentru bunii acasă în România. Ia să vedem, mie ce scrie. Vai, măi, dar ce frumoase sunt! Parcă ar fi steluțe. Uite, mie îmi scrie că am suflet este albastră. Că voi face multe, multe filme. Și unul chiar despre ea. Of, ce frumos! Hai, mai, că este chiar de poveste, bunia noastră. Uite, aici scrie că eu o să vindec sufletele oamenilor, că o să aduc fericire cu mine pretutinde. Dacă am să învăț să vă iubesc pe toți. Vai, ce vedeți,
zice voi. Unii scrie că eu, prin bunătatea mea, voi face ca tot neamul dulturășilor să fie cel mai iubit și cel mai respectat din țară. Dar să ne înțelegem puțin mai bine. Mie îmi pare că ești din povestile în care mi s-a zăpat la mai bună și mai frumoasă și tot să mă iubeam. Știu sigur că voi reuși, căci așa n-a scris bun. Hai, gata, că m-a plictisit atâta bine, să vedem ce îmi scrie mie. Exact cum așteptam. Așa că cu mare liniște vreau să mă ascultați. De ce? Pentru că îmi spune să nu mă răcomesc la ce-a lăsat dânsa dumneavoastră. Dar tu te răcomești mereu. Este de bun. Că mă știi. Sigur. Mă știi ea foarte bine. Am suferit mult și pe nedrept. Dar nu trebuie să mă răzbun pe voi, pe familia mea. Și nici măcar pe cei care mi-au greșit cu adevărat. Căci iertarea și înțelepciunea este una din cele mai mari darme pe lume. Măi, vă știți că bunii asta chiar are dreptate? Da. Da. Hai că e rândul meu. Măi, bunii, mai nimerești și pe mine. Hai că e rândul meu. Hai să-l și citesc. Vai, ce frumusețe se dedică bunii. Îmi spune că voi fi un prinț de torere și vă să vă fac judecător. Hai, hai, nimeni și pe mine. Hai, zici și tu ce scrie. Păi să vedem. Voi ce stai norocos să-mi lăsați bunii. Voi dar ce norocos pot să fiu. Va ajunge președinte de țară. Voi face numai legi drepte și corecte. Și vom fi cei mai bogați oameni de pe pământ. Mă, nu mai trage scorpiul. Da, voi fi regele fotbalului mondial. Voi da autografe și lui Maradona și întregii lui. De o să vă dau și vouă invitații la marile meciuri, la toți Constanțenii voștri, dragă la toți. Hai, hai să vedem ce scrie și ție, draga mea. Tu știi ce înseamnă asta? Nu știu, hai că spun eu. Îmi spune că vei fi o mare afaceristă în zona europeană. Normal că ești băfloasă, că doar ești în Franța. Vai. Cred că tot binele s-a terminat la voi, căci la noi scrie, pardon la mine, să nu mai fiu așa zgâcită, să fim și eu mai zâmbăreață și să nu mai supăr pe surioara mai, mai mare, că altfel... A, nu mai ajuns soprana la noi, of, câte condiții! Hai, cutiuță, spune și mie ce mi-a hărăzit bunii Vulturescu. Hello, hello, vai mie, îmi scrie că voi lucra în justiție, că voi fi cel mai mare detectiv din lume și voi rezolva cele mai grele cazuri ale lumii. Vai, dar ce viață dragă așteaptă în bățile. Eu mă grăbesc ca am întâlnire. Ia să văd, mie oare ce îmi spune. Măi, măi, dar de unde știe bunii atâta despre noi? Uite, scrie că voi deveni mare star de cinema, dacă voi avea grijă la invidia și ura din jurul meu, dar oricum voi străluci. Puțină liniște, vă rog. Așa descrie că eu cu aparatul meu voi poza sufletele oamenilor și ei mă vor iubi și îi voi face fericiți, dar să-mi păstrez sufletul frumos. Deci, gata cu stănițele, așa cum m-am bănuit. Bun impus să ne dă de rezolvat probleme grave. Uitați! Noi, cele mai mari, avem fiecare din copilărie câte ceva îmbrăduț. Eu am iubit cel mai mult să ajung la prăjituri și o formă pentru mine este îmbrăduț. Nu au dat o clipă zilele în care eram toți o familie. Hai, gata, dragă, cu ceriturile. Haideți mai repede să împărțim hectare ce se cuvin, că eu am vorbit cu niște barbarosani din Franța și o să construim și noi un castel. Ba, tu nu ai suflet? Nu ai suflet deloc? Nu. Cred că ești bine. Cred că ești bolnavă și la suflet și la cap, măi, măi, Franța. Mai cum să vezi tu, dragă, sufletul bunicii Vulturescu Ecaterina? Măi, măcar au efectare, bunici. Măi, ce spuneți? Hello, dragă, eu sunt jurnalista Melissa, că și eu cam vreau să vând partea mea totul în mari macări. Vai, dar câte milionașe de investe în mine vor fi alături de noi în buzunarele și cardurile noastre. Păi să vedem... Stai. Ai ceva de spus? Nu. Păi atunci, dacă nu mai are nimeni ceva de spus, să vedem cine pentru vânzare, cine pentru păstrare. Noi, Fischer din Spania, ne-am venit ca și tot ce vine de la dânsa. Draga de ea!
Top! Să nu vă fie de ochi, patriotismul în voi, frate, vă cântă buțile, serenade, dar... Nu știu, n-au avut nimic, nu pare rău. Știți? Chiar n-au avut nimic. Hello, nasă-le dragă, Costia mie. Noi vom solicita la tribunal destulile noastre să se împartă averea bunicii strângătoare să ne bucurăm și noi de ea. Dar e scandalos, dragi rude! E descris la ziare de telenovele, zău așa! Măi, drăgălașă, nu știu. Dacă ți este atât de milă, dă-ne nouă și partea ta de avele, copinde mare! Mai bine, nu mai bine, nu mai bine! Voi, păstrați-vă să te bucură! Și spuneai că nu te-a dat cu mea. Te rog! Hello, Franța, face jumii jumătate, stea și eu la tras florile și uns roțile. Ok. Ce o să mai regrete, beata bunii, când ne-ai chemat după 7 ani de tot acasă? Ce o să mai sufere? Eu cine ia, ce ne face? Îmi spune de ce. Bună întrebare, dar am și răspunsul. Uite, încă un pic de la bunii. Și ce scrie, dragă? Citește-l tu, te rog, să mai mânge suflet. Oricum, noi nu renunțăm la vânzare, să te vorbim. Oricum, șoladul se va construi exact aici și noi vom avea partea noastră. Lice! Deci, asta este. Avem aici hurtile și vai mie actele casei. Vai nouă! Hectarele donate! Ce-o fi cu bunii? Lasă, dragă, și citești odată. Dragii mei mult iubiți, mă bucur să vă văd pe toți împreună. Tot ce n-am reușit să realizez prin toate scrisorile și telegramele trimise, oricât am suferit, rare ori careva dintre voi a mai trecut pe la mine. Singura speranță de a vă cunoaște unii pe alții era să vă invit la împărțirea moștenirii familiei Vulturescu, Ecaterina și Ilie. V-au împodobit brăduțul copilăriei, cu amintiri de la voi, de la fiecare știam că unii dintre voi mai au suflet și vor primi cu dragoste acele amintiri din copilăria voastră, căci și voi ați fost copii cândva, mici, neajutorați, într-o lume necunoscută, dar ați avut niște brațe care v-au ocrotit și purtat prin viață până ați învățat să mergeți singuri. Unii veți zâmbi fericiți, alții ironic, dar să crești mulți copii și mulți nepoți, să ai o familie de 30 de suflete în sufletul tău, nu este ușor. Am cumpărat de fiecare bămuț câștigat pom, păduri, livezi pentru toți. Voi sunteți țara mea, inima mea, sufletul meu. Unii m-au părăsit și vândut deja, alții încă mai vor să aibă pe aici, pe undeva, un loc unde să se retragă când ne arde sufletul și inima în ei, când sunt alungați de pretutindeni. Să aibă și ei înstrăinați un loc unde să se poată odihni. De aceea, cunoscându-vă suficient, iubind dreptatea mai presus de orice și ca părinte responsabil ce sunt, am împărțit totul în mod egal la fiecare. Bineînțeles, am și eu un loc în această împărțeală să nu mă trezesc alungată din poartă în poartă. Dar pentru că oriunde există mereu un dar, moștenirea primită nu se poate vinde, ori în străinal cuiva, decât celor din neamul vulturești-lor. Deci, dacă semnați hârtiile în aceste condiții, foarte bine. Dacă nu, și mai bine. Oricum există neamul nostru de 2000 de ani, mereu cineva care va duce simbolul vultureștilor mai departe. Bogății mai mari veți avea, având grijă de ce vi se oferă decât să le vindeți. Căci voi sunteți doar urmașii celor care în urmă cu 100 de ani s-au jertfit, ca noi astăzi să ne putem bucura de acest ținut atât de frumos numit România. Doar atunci, la începutul primului război mondial, pierderile românești, copiii mei au fost de 34.000 de oameni. Chiar Mangalia a fost în mare parte dărâmată, bombardată și de pe mare și din aer și de pe pământ fără milă. Sângele curgea și roaie pe acest pământ sfânt al României și toate bunurile au căzut pradă potrocitorilor. România de azi a suferit enorm în timpul războaielor, mai ales în primul de la 1916-1918, pentru reîntregirea neamului. Chiar și poetul nostru, George Topărceanu, a cunoscut infernul războiului, de fapt al uciderii oamenilor între ei. Unii să-și apere țara, alții să o cotropească. Să nu-i uitați, dragii mei, pe străbunicii voștri, care au știut să moară vitejește pentru țara lor.
să le oferim admirația și dragostea noastră celor care au ales jertfa supremă spre apărarea țărilor, acestei miraculoase țări, după Marea Unire devenită România de azi. Dragostea față de acest neam să nu piară niciodată din inima voastră, căci a face parte din neamul românesc a fost, este și va fi mereu o nobilă onoare pământească. Sunteți urmașii celor mai nobili ostași luptători. Sunteți de origine cerească și românească. Mereu veți fi și iubiți și admirați, dar și invidiați. Aveți grijă deci de moștenirea lăsată de cei jertfiți patriei mamă, viața lor pentru viața urmașilor lor și apoi în vremurile noastre, turismul, agricultura, va asigura mereu bogăție celui ce are pășuni, livezi, păduri, râuri, pământ strămoșesc. Eu sunt plecat undeva unde nu vă pot spune, dar știu că ați venit toți, că nu lipsește nici măcar unul și că totul va fi bine până la urmă. Veți zâmbi și mă veți putea iubi măcar un strop din cât v-am iubit eu. A voastră bunică, Vulturescu Ecaterina. Așa deci cât de hectare de căciulă. Uite, dragă, ia citește. Băi, a fost bogat în românii. La cei 7 copii, 5 fete și 2 băieți, că aici măcar nu s-a dorit să vină din Africa. Eu trag o semnătură și văd cum mă descurc. Băi, Marinescu, trag și eu și copiii mei o semnătură, iar restul să facă ce vor cu averea lor. Să o lasă la cine i-a omorât. Cine vrea? Băi, să-și ia fiecare moștenire, adică de ce să le adun eu pe toate? Lucinea, Luminitas, veniți fetelor să-i cântăm bunicii o colindă strămoșească. Haide, că venim și noi, hai mai noi să mergem, că ne luăm toate darurile și plecăm de aici mai bogate decât am venit. Să învățăm unii de la alții și mai ales să învățăm să respectăm
această datină frumoasă care este România strămoșească. Și să nu ne fie rușine că suntem români, pentru că noi chiar suntem niște extraordinari. Iertați-ne și vă invit și vă mulțumim frumos. Este... Au venit și de acum 2-3 luni, deci sunt pentru prima dată pe scenă și vedeți cât de dezivori sunt. Sunt foarte puțini care sunt la a doua sau la a treia piesă. De aceea vă mulțumim pentru înțelegere și vă iubim. O să ne mulțumim. Să știți melodia pe care a dansat vicecampioana lumii, Mălina Rucea, a fost interpretată de o voce de aici, de la noi, din Bulgaria, Nelisa Opriș, acea voce extraordinară și acea muzică extraordinară. Încercăm să promovăm Bulgaria noastră.